Bine v-am regăsit, băieți, la un nou videoclip. În acest videoclip ne aflăm pe Fantasy România. Nu este absolut nicio promovare plătită, doar am ales să intru pe acest server pentru că îl cunosc pe fondatorul serverului, care a fost super băiețaș cu mine și m-a ajutat în ceea ce privește serverul meu de 5M. În episodul de astăzi, după cum bine... După cum bine ați văzut voi, o să ne plimbăm noi cu mașina. Sper că nu s-a audă bârâi în microfon, pentru că îmi prezentam eu o problemă cu el și nu știu care e faza și de ce se întâmplă treaba asta. Hai de pula mea cu aia. Chiar n-aveam chef să role, sincer vă zic, cu băieții ăștia. Stau acum de roleplay, de pula aia și ce mai departe. Așa că ia-ți bă cu aia, dăm jail direct. Și stăteam la jail și continuam clipul după aia eventual, dar mă rog. Și nu știu câți dintre voi ați auzit de faptul că eu o să-mi deschid server de 5M. Mă rog, în continuare o să-mi deschid server de 5M. Deci stați liniștiți că un gunoi de genul ăsta nu o să mă oprească pe mine absolut niciodată să-mi deschid server de 5M prin prisma faptului că am pierdut doar 50 de euro. Deși este o sumă nu extrem de mare, dar dacă stai să o iei la pași mărunți și astăzi pierzi 50 de euro, mâine mai pierzi 50 de euro și banii s-adună. Adică înțelegeți ce vreau să spun, și pierzi destul de mult fără absolut niciun sens. Ia să dăm noi aici, de exemplu, să ne facem noi șofer de autobuz. Ce să facem din astea, ce cointuri cu autobuzul. Bun, ideea e în felul următor. O să vreau să vorbim despre multe chestii, să vă arăt Discord-ul băiatului. Oricum am postat pe story, cei care nu mă aveți la follow pe Insta, puteți să-mi dați un follow pe Instagram, pentru că acolo prezint eu în primele dăți ceea ce se întâmplă și așa mai departe. Și postez mai multe chestii din viața mea, mai multe story-uri și TikTok-uri mai cringe, mai necringe, dar majoritatea le pun așa pentru atenție, nu că mă reprezintă pe mine neapărat stilul ăla de TikTok și așa mai departe. Dar treaba asta în felul următor. Eu am vorbit cu un băiat pe nume Antonio. Haide să vă arăt și Discord-ul la băiat și nu vi-l arăt pentru că vreau să ucesc să-l înjurați sau să zici bă, nu știu ce și nu știu cum. Și omul meu deja a început să fie leneș, și adică ziceam, bă frate, hai că uite să vedem progrese, pentru că vreau să filmez, hai să facem, să facem. Omul efectiv lua scripturi de pe net, nu făcea absolut nimic din ce i-am scris eu acolo și mi-a dat 150 de euro, nu făcuse absolut nimic din ce i-am spus eu lui acolo. Și omul meu ce a făcut? A luat chestii de pe net și le-a pus acolo, între pe ăsta de pe net, da, ăsta i-a luat de pe net, da. Gen, oricum n-avea nicio treabă cu scripting-ul el și mi-a zis că anumite lucruri nu știu să le fac, eu știu să traduc din SX în VRP. Oricum o țeacă totală, oricum băiatul are și un shop, se numește Fix 5M, sper că nu o să strice mașina, 5M shop, ceva în genul ăsta, dar mă rog, cu alte paranteze și așa mai departe. Am dat și enter pe chat, sperând că nu o să-mi iau mut. Și cam așa s-a întâmplat. După băiatul mi-a dat mesaj că bă frate, că eu nu mai pot, că vreau să trec anul școlar, nu știu ce, în orice caz am pus pozele pe story. Nu mi-a fost absolut deloc rușine și n-am avut absolut nicio reținere să le fac publicitate, așa că eu am ratat destinația. Pentru că nu cred că a fost nimic confidențial în așa fel încât să nu le arăt. Aș fi putut super lejer să fi mers mai departe, dar că pentru 50 de euro nu are sens. E vorba de reputația lui și e vorba de câți bani putea să facă el alături de mine din toată treaba asta. Pentru că de plătit eu îl plăteam pe el, vă dați seama că niciodată nu mi-a stricat eu imaginea în ceea ce înseamnă publicul meu pentru 50, 100, 2, 3, 4, fie că e 1000 de euro, fie că 10.000 de euro. Niciodată nu o să stric eu reputația și pentru absolut nicio sumă. E vorba de cât de om ești. Deci clar, dacă nu v-aș fi, dacă n-aș fi avut comunitatea asta pe YouTube, niciodată nu mi-aș fi stricat-o prin a lua sau a da țeapă de niște bani și așa mai departe. Băiatul putea super leger să facă mai mulți bani din treaba asta. În orice caz, așteptați-vă să-și facă cu totul și cu totul alt Discord. Nu știu dacă am o filmare cu vocea lui, o să vă las, dar deși nu cred că n-aș fi avut de ce să-l filmez. În orice caz, băiatul pozase niște chestii pe care le-am pus eu pe site, gen super aiurea s-a întâmplat, mi-a dat unul niște mesaje de amenințare. În fine, mai multe chestii, că mi-a zis că are niște chestii de la el, pe care le știe de la el și, în fine, multe aberații, dar nu contează treaba asta. Ce vreau să vă spun este că eu o să vă zic părerea mea de ce serverele din România nu au succes și de ce majoritatea scripterilor fac treaba asta. În primul rând, 5M nu este o platformă ca SAM, de exemplu, destul de ușor de scriptat, adică nu oricine știe să scripteze în VRP, în SX, sper că nu greșesc, sau în Cubase, nu știu exact cum să numesc, pentru că eu sunt paralel cu tot ce înseamnă scripting-ul, cu tot ce înseamnă un VPS și toate treburile astea sunt efectiv paralel, boys. Acum vă dau sfatul meu, majoritatea scripterilor de 5M
iau lucruri de pe net, de pe forumuri, leak-uri și așa mai departe și le pun pe acel server, ceea ce mi se pare total greșit, de aia serverele de 5M seamănă între ele și tocmai de asta eu vreau să vin cu ceva unic, mă rog, neapărat cu ceva unic, pentru că sunt mai mult decât convins că treburile astea o să se ia la un moment dat, adică playerii o să facă rost de ele, scripterii la fel o să le pună pe serverele lor, dar până la urmă e brandul meu, pe serverul meu a apărut prima dată și puțin îmi pasă mie, indiferent că mi-ar ajunge game mode-ul sau baza de date pe net cu ID-urile și cu niște nume de jucători, pentru că oricum n-are ce să facă cu ea, că efectiv n-are ce parole să vă ia, ce conturi să vă ia și așa mai departe. Deci dacă vreodată vreun scripter mi-ar face vreo fenta, adică băiatul care vorbesc în prezent, dacă el se va ocupa și îl voi alege pe el în continuare să lucrez cu el să fie main la serverul nostru, dacă va face, deși nu cred că se pune problema, treaba asta, vă dați seama că nu degeaba lumea o să o și o descarcă și ce? Ha, uitați o bază de date, băieți, ha, 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 hai să râdem sau, mă rog, chestii din astea super aberante care din nefericire se întâmplă la ordinea zilei, mă rog, nu chiar la ordinea zilei. Și problema mai mare este că majoritatea oamenilor sau în general copii sunt care își deschid serverele de 5M, mă rog, serverele de 5M și nu au un buget, adică gândiți-vă că atunci când trebuie să deschizi un server de 5M trebuie să ai un buget minim de 500 de euro sau 600 de euro, vă zic încă de pe acum, pentru că între timp devine un designer, intervine un designer, intervine scripterul, intervine un dedicat, intervine mai multe costuri, hai să zic 400 de euro, ai putea să deschizi 20 de milioane, să spun așa. A mine a fost un preț mult mai mare, nu cred că are sens să vă spun, pentru că am pus chestiile pe foaie și la final am tras o linie ca să văd cât mi-ar trebui, la ce să mă aștept și așa mai departe. Și vă dați seama că mi se pare perfect normală treaba asta, să stau să mă gândesc, zic, bă, la ce sume să mă aștept și așa mai departe. Așadar, boys, dacă nu aveți un venit sau nu știu, dacă nu aveți niște bani puși deoparte, eu vă recomand să nu vă deschide servere la 10, 20, 30, 40 de euro și așa mai departe, sume micuțe, pentru că nu o să meargă niciodată un server cu sisteme luate de pe net, unde vreți probabil să scoateți niște bani din ele și după să le închideți. Tocmai de aia eu am ales să cresc prețul promovărilor și pentru cei care se uită până în acest moment și vor să-și ia promovare la mine, promovarea costă 30 de euro și m-am gândit, am zis să pun 30 de euro pentru că înainte ceream 15 euro. Să pun 30 de euro pentru că majoritatea deschizându-și server la 20-30 de euro nu se-și permite să-mi dea mie 30 de euro pe o promovare și eu să fac promovare la serverul ăla și după o săptămână să aud că se închide, cum a fost cu un server, nu mai știu cum să numea sincer, care s-a unit cu alt server și după băieții mi-au zis mie că le-am dat țeapă, mă rog, mai trebuie să fac un singur clip la ei pe server, adică încă 15 euro și am zis, bă, mai pe scurt, vă-mi pun aia, nu vă dau niciun ban înapoi, pentru că s-au comportat super jegos băieții cu mine. Și nu, că muream eu de 15 euro sau așa mai departe, dar au început să pună pe grupuri, să pună pe mai multe chestii de genul ăsta și am zis, bă, pana mea nu se merită și nu le-am dat importanță băieților, au început să pună la mine pe Discord și așa mai departe, doar că voi înțelegeți că eu nu mă înjosesc pentru niște sume de bani, mai ales când intervine imaginea mea în joc. Așadar, băieți, sfatul meu e că atunci când vă alegeți un scripter, pentru că majoritatea, nu vreau să mă refer la cei mari, dar 70% din scripteri sunt fomiști, ori pleacă cu serverele, ori le pun pe net, ori îi plătiți și nu vă mai fac serviciu, cum a fost în cazul meu. Și mai bine că mi s-a întâmplat așa decât să mă lase, nu știu, în mijloc de drum, când deja lucrurile erau promise și așa mai departe. Pentru că majoritatea nu realizează faptul că, bă, frate, eu îi furul ăsta 200 de euro. Dar aștia stau lângă el să facem ceva frumos, dacă eu văd potențial în serverul ăla, și să fac, nu știu, 1000 de euro dacă stai să calculezi banii și stai să te gândești doar la bani în meseria ta și nu faci absolut deloc din plăcere. Așadar, fiecare gândește cât poate, cum poate, la ce nivel poate și așa mai departe. Nu toți gândim mai mult decât ar trebui să gândim și așa mai departe. Adică... la ce mă refer până să gândim mai mult? Adică să ne gândim, bă, frate, de ce să-i dai eu la țeapă când pot să-mi fac o anumită reputație, când pot să aduc și mai mulți bani, când pot să fac și mai multe chestii, să învăț și mai mult și așa mai departe. De-aia vă ziceam, atunci când vă alegeți un scripter, fiți atenți ca băiatul să fie, a făcut lucruri ok, mai întâi testați-l cu anumite chestii. Părerea mea e să nu plătiți până când nu primiți serviciul. Din nefericire sunt și oameni care vor să dea țepe, nu doar scripteri care vor să dea țepe și așa mai departe.
cred că mai mult sunt oameni decât scripteri care vor să dea țepe, dar atunci când vedeți un potențial într-un server, mai ales ca scripteri, nu încercați să vă stricați reputația și să, nu știu, să vă înjosiți pentru niște bani pe care i-ați face super lejer la un moment dat prin acel server sau la un moment dat prin anumite scripturi pe care voi le faceți pentru că lumea are încredere în voi și așa mai departe. În fine, a fost și greșeala aia pentru că m-am aruncat, i-am dat banii băiatului, dar v-am zis, nu e vorba de bani, pe cât e vorba de gest și ca să vă zic pe ce am plătit eu 50 de euro. El mi-a dat mie 50 de euro pentru un game mode făcut de el. Eu nu am înțeles ce game mode făcut de el, din moment ce puteam să iau unul de pe net, că oricum eu nu mă foloseam de game mode-ul lui. Păi mă interesa să-mi facă ce vreau eu pe server, nu să-mi facă să-mi dea game mode-ului, pentru că oricum erau toate modificate și așa mai departe. Doar că unii nu pot să înțeleagă treaba asta. Azi, bă, treacă, facă de la mine, pleacă, du-te-o mie de ani cu banii de aici, nici nu mă interesează și cam asta a fost toată povestea, boys. Serverul în momentul de față este în lucru, nu știu cât se trebuie ați rămas până aici, dar nu uitați să apăsați butonul de like pentru că am uitat să-l zic la începutul videoclipului. Serverul meu de 5M este în lucru. O să vedeți că o să fie o bombă. Eu cel puțin zic că o să fie destul de ok. În orice caz, la început, mă rog, ce voiam să fac cu scripterul ăla am șters și am gândit lucrurile din nou să le fac alt cumva, pentru că, nu știu, mi se părea un pic cam nasoale. În orice caz, băiatul cu care lucrez în momentul de față mi-a zis că anumite lucruri sunt foarte ușor de făcut, pe când băiatul ăla mi-a zis că nu pot să fac așa ceva pe 5M. Și așa mai departe, deci cred că am dat de un om destul de ok, sper eu, în momentul de față. Așadar, băieți, cam asta a fost videoclipul nostru. Știți că eu nu prea fac let's play-uri din astea în care stau să vă povestesc, pentru că sunt destul de plictisitoare și nu știu dacă a rămas cineva până în momentul ăsta să mă audă cum îmi rup eu gura aici. Eu v-am pupat și ne auzim cu bine la un nou videoclip, băieți. Hai, noapte bună sau bună dimineața, depinde când vă uitați la acest videoclip.